Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit! A început oficial campania electorală, am început și noi emisiunile electorale, vom avea și câteva dezbateri, dar vrem să vă aducem în fața dumneavoastră candidații la Consiliul Județean Maramureș, candidații la primării și nu numai, pentru că vorbim și de consilieri județeni și de consilieri locali. Astăzi avem plăcerea de a discuta cu domnul Gabriel Bogdan Ștețco, candidat la președinția Consiliului Județean Maramureș. În cadrul acestei emisiuni vom aborda teme de mare interes pentru județul nostru, incluzând proiectele de infrastructură, inițiativele de promovare a turismului, proiectul Maramureș Regiune Gastronomică Europeană și alte strategii importante pentru creșterea salariului mediu pe economie în Maramureș. Bună seara, domnule Ștețco, și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Vă transmit salutări dumneavoastră, telespectatorilor, tuturor celor care vor urmări această emisiune. Pentru început, aș vrea să vă întreb, cine sunteți și de ce ați dorit să candidați la președinția Consiliului Județean Maramureș? De ce v-ați implicat în politică până la urmă? Sunt Gabriel Bogdan Ștețco, sunt administratorul public al județului Maramureș și sunt implicat în politică de mulți ani. Am fost președintele Tineretului Național Liberal din Maramureș. Cunosc activitatea atât administrativă, dar și cea politică și candidez la președinția Consiliului Județean Maramureș pentru că știu și pot. Din partea PNL, așa cum am spus. Din partea Partidului Național Liberal, pentru că știu și pot să duc toate proiectele pe care echipa liberală le-a demarat, le-a derulat, le are în implementare în acest moment în Consiliul Județean Maramureș. Proiecte care au o valoare de aproximativ 2 miliarde de euro și vorbim în acest moment de contracte de finanțare semnate de aproximativ 600 de milioane de euro. Toate aceste proiecte, toată această direcție de dezvoltare a județului Maramureș, pe care am început-o în 2020, are nevoie să ajungă la final, să fie dusă la final și cu adevărat toate proiectele despre care discutăm, pe care le punem pe masă în fața maramureșenilor, să devină realitate și cu adevărat Maramureșul să fie un județ dezvoltat, să fie un județ de care să ne bucurăm cu toții că e într-adevăr județul care ne reprezintă și care ne face cinste. Ce vârstă aveți, domnule Ștescu? Am 33 de ani. Mulți înainte. Vă mulțumesc. Am 33 de ani. Și credeți că aveți forța să schimbați ceva în bine în Maramureș? Sunt sigur că am forță să schimb ceva în bine în Maramureș. Mereu le-am spus colegilor mei și e o chestiune pe care am spus-o din primele zile în care am intrat în politică și pentru mine e valabilă și azi. Mi-am dorit și îmi doresc în continuare ca de fiecare dată când noi, cei tineri, avem șansa să conducem cu adevărat destinele unei comunități, să avem poziții în administrație prin care noi efectiv să luăm decizii, să avem capacitatea să luăm decizii mai bune, mai înțelepte și cu adevărat să facem mai multe lucruri bune pentru oameni. Cred foarte mult în acest lucru și cred că în toată această perioadă, până la vârsta de 33 de ani pe care o am, m-am pregătit ca să pot să ofer oamenilor ceva mai bun, ceva mai consistent, ceva care cu adevărat să fie vizibil în comunitate și să schimbe în bine comunitatea. Așa cum am menționat la începutul emisiunii, dorim să aflăm ce strategie aveți pentru a pune Maramureșul pe primul loc, așa cum este și sloganul PNL pentru această campanie, și cum intenționați să atrageți finanțări pentru o parte din proiectele pe care le aveți de gând să le implementați. În primul rând, la ce proiecte de infrastructură ne putem referi raportat la nevoile județului Maramureș? Când spunem Maramureșul pe primul loc, trebuie să avem în minte o realitate. O realitate pe care noi azi o trăim în Maramureș și anume că județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș a depus în cei 3 ani și jumătate, de când conducem Consiliul Județean, cele mai multe proiecte de investiții, cele mai multe proiecte pe fonduri europene și am reușit în regiune să fim campioni la absorpția de fonduri europene. Suntem județul care am semnat cei mai mulți bani europeni, 600 de milioane de euro. De aici plecăm, de aceea ne-am asumat Maramureșul pe primul loc, pentru că suntem deja în regiune, județul care a demonstrat
că știm să fructificăm fiecare oportunitate de finanțare. N-a contat că am avut-o în angajamentele electorale anterioare sau nu. Dacă am găsit o oportunitate prin care să putem să dezvoltăm județul Maramureș, am fructificat-o. Avem în regiune cei mai mulți bani europeni pe care deja i-am contractat și sunt sigur că prin continuarea tuturor proiectelor la care lucrăm, și avem multe, avem peste 80 de proiecte la care lucrăm, putem cu adevărat să punem Maramureșul pe primul loc. N-am niciun fel de dubiu că nu putem să facem acest lucru și sunt sigur că doar direcția aceasta, direcția de dezvoltare cu bani europeni, direcția de dezvoltare cu finanțări nerambursabile, direcția aceasta prin care să reușim să absorbim fonduri europene, poate cu adevărat să punem Maramureșul pe primul loc. Avem proiecte de infrastructură, am demarat în ultimii ani, în ultimii 3 ani și jumătate, cele mai ambițioase proiecte de infrastructură pe care Maramureșul le-a avut vreodată. Au fost lucrăm, ani au fost ani, da, foarte complicat. Pentru că oamenii, știți, de obicei sunt sătui de promisiuni. Dar până ajungi să ai un proiect, e o cale destul de lungă, dar minte până să atragi finanțarea. Așa este. Lucrăm azi. Nu promitem că o să lucrăm. Lucrăm azi la Aeroportul Internațional Maramureș. Avem 3 proiecte pe fonduri europene, 60 de milioane de euro. Lucrăm azi la podul peste Tisa. Un alt proiect important pentru Maramureș, tot finanțare europeană, pe care Consiliul Județean Maramureș a ținut cu orice preț să se întâmple acest proiect și să avem în zona Sighetului Marmației conexiune cu Ucraina, să avem tranzit comercial, să avem schimburi de mărfuri, să avem ceea ce ne dorim de foarte, foarte mulți ani. Am lucrat în această perioadă și am finalizat peste 150 de kilometri de drumuri județene. Valea Izei, Drumul Nordului, Valea Ruscovei sunt drumuri județene pe care le-am preluat cu un grad de execuție de 10-12%. Erau contracte pe care Consiliul Județean Maramureș le avea în implementare, în execuție de un an, de un an și ceva, și gradul de execuție efectiv pe ele era de 10%. Eram rămași în urmă, eram în situația în care riscam ca contractul să nu mai fie valid, riscam ca contractele de execuție să nu mai poată fi îndeplinite. Am reușit în această perioadă, deși era perioada de pandemie, criză sanitară, războiul mai apoi din Ucraina, am reușit în această perioadă să finalizăm, așa cum vă spuneam, reabilitarea a peste 130 de kilometri de drumuri județene și separat de cele 130 de kilometri de drumuri județene, am reușit să asfaltăm alți 105 kilometri de drumuri județene. Și în unele dintre zonele unde am asfaltat, cum e Vima Mică, Boiu Mare, spre exemplu, oamenii nu mai credeau că o să vină asfaltul. Sau Costeni, zona aceea de Târgu Lăpuș, unde nu exista asfalt, era drum județean de piatră. Am reușit alți 105 km de asfalt să îi aducem în Maramureș, să reușim până la urmă o normalitate. Că nu sunt lucruri extraordinare, sunt lucruri normale, care fiecare administrație publică locală are obligația să le facă și mai ales noi, de la Consiliul Județean Maramureș, suntem obligați să fim aproape de fiecare comunitate. Lucrăm în acest moment la un alt proiect de reabilitare a drumurilor județene. Avem o parte cu fonduri guvernamentale, 3 drumuri, și avem o parte cu fonduri europene. Sunt 11 tronsoane de drumuri județene. Sunt alți 150 de kilometri de drumuri județene cu finanțare europeană. Am depus pe POR, pe Programul Operațional Regional Nord-Vest, și avem finanțare. La primul tronson deja lucrăm. Probabil că ați văzut, probabil că cu siguranță maramureșenii au văzut și știu, drumul Ogna-Șugatag-Hărnicești a intrat deja în reabilitare, urmează Bârsana-Vadul Izei, urmează Ogna-Șugatag-Ferești și multe alte tronsoane. Pe toate acestea ne-am zbătut ca în această perioadă să avem finanțare europeană. Doar așa, cu finanțări europene, cu fonduri europene, cu ideea de a absorbi bani europeni, putem să dezvoltăm județul Maramureș. Gândiți-vă că proiectul de reabilitare a drumurilor județene are cea mai mare sumă pe care Consiliul Județean Maramureș a avut-o vreodată pe drumurile județene. Peste 125 de milioane de euro.
Vreau să vă întreb, dacă nu ai echipă să realizezi astfel de proiecte, e destul de greu, nu? E extrem de complicat. Lucrurile bune, lucrurile vizibile, lucrurile mari nu pot fi făcute de unul singur. Oricât de mult ne-am dori, avem nevoie de oameni pregătiți care să fie alături de ceea ce îți propui să faci. E nevoie de echipă, e nevoie de o întreagă echipă, atât la nivel executiv, în Consiliul Județean Maramureș, dar e nevoie și de echipă externă. E nevoie și de oameni care din afară să te sprijine. Și aici mă pot gândi, spre exemplu, la parlamentari sau la miniștri din guverne care sprijină prin acțiunile lor proiectele județului Maramureș. Doar în echipă, doar reușind să ducem tuturor ideea că avem nevoie de aceste proiecte, putem să facem dezvoltare în județul Maramureș. Dezvoltarea județului Maramureș nu se poate face de azi pe mâine. Mi-aș dori și eu, credeți-mă. Sunt omul care aș vrea să văd că de la o zi la alta tot ceea ce discutăm să devine realitate. Dar nu se poate, pentru că lucrurile iau timp, dar am demonstrat în cei 3 ani și jumătate că știm să facem și proiecte, să găsim și finanțarea și să începem și execuția. Eu zic că deja avem certitudinea că echipa aceasta liberală a demonstrat, poate, știe și nu are nevoie de nicio secundă ca să mai analizeze ce are de făcut. Știe din primul moment care este direcția și direcția județului Maramureș astăzi este una bună. Nu o spun eu, o spun cifrele. Cei 600 de milioane de euro, bani europeni, o parte care au venit deja în Maramureș, o parte care urmează să vină în Maramureș, deja statistic ne poziționează altundeva. Dacă ne uităm statistic, județul Maramureș a crescut la nivelul salariului mediu brut din România. Dacă eram pe poziția 40 în anul 2020, într-o ierarhie a tuturor județelor, eram pe poziția 40. Azi deja suntem pe poziția 30, pentru că deja o parte din fondurile europene au venit în Maramureș și aceste lucruri se pot observa. Dar pe lângă aceste proiecte aflate în derulare, pe care le-a început președintele Consiliului Județean în funcție, Ionel Bogdan, președintele PNL și candidat la primăria municipiului Baia Mare de această dată, va trebui să mai aveți și alte proiecte. Așa este. Ideea de proiecte, ideea de dezvoltare nu se termină niciodată. De aceea, dacă ne-am propus 1 miliard de euro în 2020, azi avem un portofoliu de proiecte de 2 miliarde de euro. Pentru că am înțeles în această echipă că fiecare oportunitate trebuie fructificată. Nu putem să ne rezumăm doar la 2, 3, 5 lucruri pe care le-am avut ca și angajamente electorale. Nu! Dacă există posibilitatea să aducem mai mulți bani în județ, trebuie să o facem. Și cu siguranță o vom face. Și eu, ca și om care mi-asum această candidatură și mi-asum ca mai apoi să conduc județul Maramureș, sunt omul care vreau să profit de fiecare oportunitate de finanțare. Și orice oportunitate de finanțare ajută județul Maramureș, e obligatoriu să fie fructificată. Știu, unele dintre oportunitățile de finanțare pot dura 2, 3, 5 ani până când se văd. Că așa e realitatea zilelor pe care le trăim. Dar suntem obligați să facem chestiunea aceasta. Dacă nu vom privi spre viitor, dacă nu vom ști să fructificăm fiecare oportunitate, nu avem nicio șansă să ne dezvoltăm. Uitați-vă, lucrurile sunt simple dacă ne uităm pragmatic la cei din jurul nostru. Uitați-vă la județul Bihor și la Oradea. Nu s-a dezvoltat în 2-3 ani. A fost o muncă de câțiva ani. A fost conducere liberală acolo. O conducere liberală care a demonstrat în câteva mandate că poate să aducă efectiv o viață mai bună în comunitate. Gândiți-vă că municipiul Oradea a luat finanțări europene, a luat bani europeni, de când a venit domnul Bolojan, de peste 1,2 miliarde de euro. Sunt lucruri care se văd în 2-3 mandate, dar se văd și cu adevărat aduc schimbarea. Povesteam cu domnul Bolojan despre Bihor, despre Oradea și zicea o chestiune foarte simplă de înțeles. Rezultatele mele mari au început să se vadă în al doilea mandat. În al doilea mandat deja am putut să arăt tuturor că într-adevăr tot ce mi-am propus începe să devină realitate.
Și din acel moment n-a mai existat nicio problemă. Lucrurile au început să funcționeze din ce în ce mai bine, pentru că deja echipa este formată, lucrurile sunt așezate, știi oportunitățile care apar și clar le fructifici. Ideea e să alegem oamenii în această perioadă, oamenii care vor să muncească. Avem de ales între muncă, seriozitate, viitor, bani europeni și nemuncă, și ideea aceasta că noi nu promitem mai mult decât putem să realizăm în 4 ani de zile. Da, în 4 ani de zile poți să realizezi 15 km de drum județean, cât a realizat vechea administrație. Dacă doar atât putem să venim în fața oamenilor și să arătăm că vrem să facem, înseamnă că județul nostru este condamnat la subdezvoltare. Și eu nu vreau acest lucru. Sunt tânăr, sunt în Maramureș, am fost în Maramureș, am rămas în Maramureș, pentru că cred că putem să dezvoltăm județul Maramureș. Dacă cineva vrea să vină în fața maramureșenilor și să nu-și asume muncă și să nu-și asume că vede viitorul județului Maramureș și că nu are viziunea aceasta de dezvoltare a lui, nu are ce să caute. Eu de aceea candidez, pentru că sunt omul, spun eu, care pot să-mi asum o muncă grea, dar o muncă de care vreau să fie mândri toți maramureșenii. E munca noastră a tuturor, e județul nostru frumos și ca tânăr vreau să arăt că nu sunt acolo doar ca să fiu prezent, ci sunt omul care vrea să facă lucruri, sunt omul care, deși am pornit de la zero în viață, am putut să realizez și putem în continuare să realizăm lucruri, pentru că avem toate perspectivele de a arăta acest lucru. Faptul că sunteți și administrator public al județului, ați reușit să fiți și în această perioadă implicat în toate proiectele care s-au derulat la nivel de Maramureș. Mai e mult de lucru în Maramureș? Foarte mult. Foarte mult. Cunosc proiectele județului Maramureș, cunosc proiectele Consiliului Județean, știu fiecare în ce stadiul este. Mai avem mult de muncit în Maramureș. Mai avem mult de muncit. Și dacă vrem cu adevărat dezvoltare, e nevoie de oameni care au echipă, e nevoie de oameni care au început să arate și să demonstreze, să le dăm șansa aceasta să-și ducă toate proiectele la bun sfârșit. Sunt foarte multe lucruri de făcut în Maramureș. Centura metropolitană, centură la Sighet, centură la principalele orașe ale județului Maramureș, Vișeu, Borșa, Șumcuta. Sunt foarte multe lucruri încă de făcut în Maramureș. Campusul pentru învățământul dual la Baia Spree, acolo deja lucrurile sunt certe, avem finanțare, suntem în licitație pentru execuție. Acolo vom începe lucrările și anul viitor deja va trebui să fie funcțional. Dar ne mai avem nevoie de un campus pentru învățământul dual și în zona Maramureșului Voievodal. Pentru că și acolo e nevoie să fim aproape de tinerii care vor să-și găsească un rost în Maramureș. Avem cele 7 parcuri industriale. Am semnat primul contract de finanțare în prezența ministrului finanțelor acum câteva săptămâni pentru parcul de la Baia Spree, dar mai avem încă 6. Toate cele 6 parcuri industriale trebuie să devină realitate și va fi încă o perioadă în care va trebui să muncim pentru ca cele 6 parcuri industriale să devină realitate. Dar avem deja certitudinea că primul parc industrial își are deja și finanțarea și suntem și în licitație pentru a începe efectiv lucrările la realizarea lui. Mai avem multe de lucru în Maramureș. Vreau să vă întreb, ce măsuri veți lua pentru a asigura transparența în derularea acestor proiecte de infrastructură pe care le-ați amintit, dar continuarea acestor proiecte, dar și derularea altor proiecte noi? Pentru că oamenii vor să știe ce se întâmplă, cum sunt cheltuiți banii, chiar dacă vin pe fonduri europene, chiar dacă vin din alte direcții. Transparența este o chestiune indispensabilă. Suntem obligați să fim transparenți. Și cred că am reușit în această perioadă și nu cred că avem vreo situație în care n-am vrut să fim transparenți sau am arătat că nu suntem transparenți. Dimpotrivă, vom arăta în continuare pe ce lucrăm și pe ce cheltuim. Gândiți-vă că până la urmă toate ședințele Consiliului Județean și toate alocările de bani și modul de cheltuire a lor este public. Nu este nimic ascuns. Gândiți-vă mai apoi că absolut toate licitațiile, achizițiile pe care le facem,
le facem prin sistemul electronic de achiziții publice. Iarăși, sunt la vedere. Putem să fim, nu știu, și mai aproape de cetățeni și, nu știu, putem să le arătăm o dată pe trimestru fiecare cheltuială pe care am făcut-o. Dar ele sunt oricum publice, ele se văd. Nu avem nimic de ascuns. Plus că, știți care e diferența? Când lucrezi cu fonduri europene, nu prea ai cum să ascunzi lucruri. Lucrurile sunt vizibile. Lucrurile trebuie să se vadă pentru toată lumea. Avem audit, avem controle, avem verificări, picăm în eșantioane. Nu avem niciun fel de motiv să nu fim transparenți și suntem transparenți. Sigur, când vorbim de infrastructură, de aici pornim, aici e baza, de la drumuri până la alte nevoi. Dar aș vrea să vorbim puțin și despre partea de turism, pentru că acolo încă Maramureșul are lipsuri. N-are de lucru. Suntem recunoscuți ca fiind un județ turistic, suntem apreciați, dar mai avem nevoie să dezvoltăm această zonă a turismului. Lucrăm azi în Maramureș la reabilitarea a 36 de case vechi tradiționale. Vrem să redăm turiștilor frumusețea satului autentic din Maramureș. Tot pe fonduri europene, la Breb deja am început. Chiar ieri am fost în vizită la cele două șantiere. Avem acolo o casă veche tradițională cu o șură, care e deja în lucru. Avem o casă parohială din 1902-1903, care e deja într-o formă avansată de recondiționare. Și mai avem încă 10 case doar în Breb. În total avem 36, avem la Petrova, la Bogdan Vodă și la Lăpuș. Deci cele 36 de case tradiționale cu siguranță îi vor face pe turiști să descopere puțin mai mult din frumusețea și farmecul satului tradițional maramureșan. Am lucrat în această perioadă să îi sprijinim pe cei care vor să-și deschidă puncte gastronomice locale. Și prin Visit Maramureș, prin Organizația de Management a Destinației, am sprijinit deschiderea a 21 de puncte gastronomice locale, pentru că ne dorim ca toată bunătatea și toată savoarea bucatelor tradiționale să fie cunoscută tuturor celor care vin și vizitează județul Maramureș. Am început prin Visit Maramureș un alt proiect care se numește Gustări în Maramureș, prin care facem cunoscut fiecare zonă a Maramureșului cu autenticitatea și cu bucatele tradiționale specifice fiecarei zone, pentru că ne dorim să devenim regiune gastronomică europeană. Și cred că dacă vom reuși să devenim regiune gastronomică europeană, cu siguranță vom putea să aducem mulți mai mulți turiști în Maramureș. Lucrăm la un aquapark la Baia Sprie. Am cerut acum câteva săptămâni, am depus și am cerut autorizația de construire. Am reușit să depunem spre finanțare, a fost primul Consiliu Județean din regiune care și-a depus spre finanțare proiectul de aquapark la Baia Sprie și cu siguranță este câștigător. Și avem iarăși certitudinea că banii europeni pot ajuta inclusiv latura aceasta turistică. Lucrăm și la Vișeul de Sus, la un aquapark mai mic. Am reușit să aducem în patrimoniul Consiliului Județean Castelul Telechi de la Pribilești. Și acolo la fel am depus o finanțare europeană și avem deja siguranța că banii sunt asigurați. Avem proiectul declarat câștigător. Suntem în faza în care pregătim documentația pentru a scoate la licitație execuția lui. Adică deci toate aceste lucruri, da, toate aceste lucruri cu siguranță vor aduce mai mulți turiști în Maramureș și ne dorim ca timpii de ședere petrecuți de turiști în Maramureș să fie mai mari. Și dacă vom reuși să le dăm toate aceste alternative, nu e suficient, e foarte bine, dar nu e suficient să avem doar biserici de lemn superbe, frumoase, la care oamenii să vină, sau doar Memorialul Durerii din Sighet. E nevoie de mai mult. De aceea, case tradiționale, partea aceasta culinară, partea aceasta de aquapark, partea aceasta de a reabilita muzeele și infrastructura culturală pot genera o dezvoltare a turismului pe mai multe perspective. Nu e totul. Turismul în Maramureș mai putem să facem. Avem nevoie să lucrăm, de exemplu, mai ales în sezonul de iarnă, la pârtile de schi pe care Maramureșul le are și pe care
trebuie de la Consiliul Județean să sprijinim dezvoltarea lor. Și la Borșa, și la Baia Sprie, și la Cavnic. Deci sunt lucruri care încă se pot face și toate aceste lucruri pot aduce un număr mai mare de turiști, pot dezvolta toată activitatea aceasta turistică și făcându-i pe turiști să cheltuie până la urmă mai mulți bani în Maramureș și să stea mai multe zile în Maramureș. Adică vreți să spuneți că area aceasta turistică trebuie extinsă, da? Da. Că nu avem doar ceea ce a spus dumneavoastră. Da. Mă gândeam și la castelul din Pribilești. Cât de frumos ar putea fi dezvoltată zona aceea. De aceea l-am luat în patrimoniul Consiliului Județean, de aceea l-am pus în siguranță, pentru că ploua în el, și am găsit sursa, am găsit axa de finanțare, am găsit sursa de finanțare, v-am spus, am depus-o pe programul operațional, pe monumente istorice, monument istoric clasa A, și avem certitudinea că castelul Telechi de la Pribilești va fi reabilitat. Avem întâlniri cu oamenii și acolo, pentru că nu proprietatea castelului Telechi și terenul aferent lui nu e unul foarte generos. Și am discutat cu oamenii ca să le cumpărăm terenurile din jur și să putem să avem și o curte specifică unui castel, o curte generoasă. Adică să readuceți istoria, da. Da, ca să readucem toată istoria castelului Telechi acolo și să fie cunoscută de toți. Pentru zona aceasta, cu siguranță va fi un punct de atracție turistică important și vom putea să desfășurăm diferite tipuri de evenimente culturale acolo, care va ridica Maramureșul și îl va face mai cunoscut. Ne oprim pentru o scurtă pauză și revenim la discuția noastră.